Prin harul bunului Dumnezeu, astăzi vom învăța faptul că distinția între păcat și păcătos nu este făcută de oameni, ci este făcută de însuși Dumnezeu prin inspirația cuvântului Său. Și învățăm lucrul acesta nu doar ca pe o teorie, ci ca pe o practică. Unii dintre noi, așa cum personal m-am simțit biciuit de acest cuvânt, vor simți tăietura lui adânc în suflet, pe alții va lăsa indiferenți, pe unii va indigna. Să mergem deci împreună în Iuda la capitolul 1, versetul 23, în care cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă pe noi astfel. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. Fie-vă milă cu frică. Și aceasta înseamnă, e partea întâi și a doua parte, aceasta este mila, acum a doua parte este sila, urând până și cămașa mânjită de sânge sau de carne. Deci suntem chemați la milă și la silă. Milă pentru omul care prin păcatul lui se aruncă în foc, milă pentru omul acesta, caută să-l smulgi din foc. Ceea ce se întâmplă nu este o cădere, ci este foc. Caută să-l smulgi din foc cu milă, dar de păcatul lui să-ți fie silă, urând până și cămașa mânjită de sânge. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu cel adevărat. De omul acesta trebuie să-mi fie milă, de păcatul lui trebuie să-mi fie silă. Aceasta este lupta sufletească pe care o ducem cu toții și între voi toți probabil că cei care suferă cel mai mult sunt cei așezați într-o slujbă ca aceasta pe care eu o fac în momentul acesta. Din cauza că trebuie să distingem bine de cine trebuie să ne fie milă și de ce trebuie să ne fie silă. Prin harul bunului Dumnezeu vom urmări exemplul Mântuitorului nostru. Cuvintele acestea din Iuda, capitolul 1, versetul 23, s-au împlinit ele în Iisus? Sigur că da. Amintiți foarte bine episodul cu femeia aceea prinsă în desfrâu. A fost adusă înaintea lui Iisus și vă amintiți foarte bine rezoluția lui Iisus. Lui i-a fost milă de ea și i-a fost silă de păcatul ei. Așa că ei i-a spus, nu te osândesc. Aceasta înseamnă mila sau harul lui Dumnezeu, iar păcatul lui ei i-a spus să nu mai existi, să nu mai păcătuiești, deci să nu mai existi. Acolo am văzut distinția aceasta așa de profundă. Aceasta nu este o simplă informare a noastră, ci este o chemare la acest fel de viață, începând cu propria noastră ființă și încheind cu omul de lângă noi. De multe ori nu cu altcineva ne comportăm așa, ci cu noi înșine. Sunt oameni care au comis greșeli în viață, pentru care nu se pot ierta cu niciun chip. Ei nu au nicio milă de sufletul lor, ci au aceeași silă pe care o au de păcatul lor, o au și de sufletul lor. Ei confundă un lucru cu altul. Dumnezeu nu confundă. Dacă Dumnezeu ți-a spus ție, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești, tu de ce osândești ființa ta când Dumnezeu nu te-a osândit? Dumnezeu a osândit numai păcatul tău. Tu de ce judeci sufletul tău în acest fel? De ce nu te-a putut convinge nimeni că ești iertat de Dumnezeu? De ce nu te-a putut convinge nimeni că Dumnezeu are milă de tine și silă de păcatul tău, nu de tine? De ce nu te-a putut convinge nimeni? De ce refuzi să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt în privința aceasta? Începând cu tine însuți, deci. Apoi omul de lângă tine. Judecățile care au fost rostite în dreptul unor oameni, și nu vorbesc de tribunal, ci vorbesc de biserică, judecățile care au fost rostite rareori au urmărit acest principiu cristic, dumnezeiesc, al Domnului nostru Iisus Hristos. El care a avut milă de păcătos și silă de păcatul lui și ne-a chemat pe noi, în textul pe care l-am citat, să avem milă de oamenii aceștia și să avem silă de păcatul lor. Fii atent, spunea Pavel, să nu ajungi să fii ispitit și tu
Cum adică să fiu ispitit să fac desfrânarea sau tâlhăria sau crimă care a făcut omul ăsta? Nu! No! Să fii ispitit ca atunci când judeci să-ți fie silă de om în loc să-ți fie silă de păcatul lui, să confunzi omul cu păcatul lui. Vezi că tu riști să cazi într-o greșeală mult mai grea decât a aceluia pe care îl judeci. Și în momentul în care confunzi păcătosul cu păcatul lui sau omul cu greșeala lui, în momentul în care confunzi, tu comiți un păcat mult mai grav. Ai căzut în păcat, ai fost ispitit și ai căzut și mai rău. În privința aceasta, Nicolae Steinhardt are o expresie foarte frumoasă în Jurnalul Fericirii, în care el arată, ia seama, după ce tu ai biruit într-o situație, riști să cazi în alta, care este cu mult mai grea. Tu nu ești vinovat de păcatul pe care l-a comis omul acesta sau persoana aceasta, dar te faci vinovat de unul și mai grav prin faptul că te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu și ajungi să ai silă de cel păcătos. De unde știm lucrul acesta? Din faptul că acela care a căzut într-o greșeală este pentru totdeauna ștampilat și etichetat de noi cu greșeala lui în frunte. În timp ce Dumnezeu a scris pe nisip, noi scriem cu ștampilă, cu semnături, e pentru totdeauna și ne vom aduce aminte chiar și de nepoții lui, chiar și de cei de lângă el. Acești oameni nu numai că n-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu, nu l-au crezut, aceștia sunt anticrist. Sunt împotriva Domnului nostru Iisus Hristos, sunt aliați cu marele vrăjmaș al sufletului omenesc. Aceasta, și ei adesea sunt considerați credincioși. Sunt considerați ca unii care zic ei, stăm la principii. Am întrebat pe cineva, zic, ce înseamnă cuvântul principiu? Nu știe, dar stă la principii. Bine, acest lucru a dus la un sfârșit tragic în multe vieți de oameni. Acum, iubiții mei, odată ce am făcut această scurtă incursiune și introducere în conceptul acesta dumnezeesc, ați fi milă de cel căzut și ați fi silă de cădere, odată ce am învățat aceste lucruri, vom merge la un exemplu clar și limpede arătat în Sfânta Scriptură. Știți bine că Domnul Iisus Hristos este numit Fiul lui David. Nu era rudă cu David în sensul acesta, dar el avea duhul pe care îl avea David cu privire la imaginea lui Dumnezeu. David e singurul din Vechiul Testament, încerca să mai arătați în altă parte dacă mai e cineva care a înțeles pe Dumnezeu așa cum l-a înțeles David. Dovadă că niciunul n-a putut să se alipească de Dumnezeu, cum s-a alipit el și cum a iubit el pe Dumnezeu. Sigur, prorocii Domnului, cei care au vorbit în numele lui și au transmis cuvântul lui, sunt oameni aleși și distinși, dar niciunul dintre ei, Iisus nu a fost numit fiul niciunuia dintre ei, nu a fost fiul lui Moise sau al lui Abraham sau al lui Ieremia sau al lui Isaia, a fost fiul lui David. De ce? Pentru că imaginea lui Dumnezeu pe care o avea David nu a avut-o nimeni. Dacă veți face un studiu în Psalm și în Samuel și în lucrurile referitoare la David din Scripturi și veți urmări numai acest aspect, ce gândea el despre Dumnezeu, ce simțea el, ce credea el despre Dumnezeu, veți fi uluiți. Acestea le regăsim la o scară cosmică, bineînțeles, în viața Domnului nostru Iisus Hristos. Deci a fost numit fiul lui David pentru că oamenii aveau acest pe David ca referință. Și atunci ei au înțeles continuitatea aceasta a adevărului despre Tatăl nostru cel ceresc, despre caracterul lui Dumnezeu. Haideți să mergem într-o împrejurare cumplit de dramatică. Nu sunt echipat și pregătit să prezint astfel de lucruri, dar vom merge împreună în a doua Samuel, capitolul 18, versetul 12, cu ce vom putea. Este momentul în care Absalom este spânzurat într-un copac, i s-a încurcat părul, s-a încurcat în propriile probleme, cum se întâmplă cu o fată care rămâne însărcinată sau cu un băiat care este prins și arestat și sună, mamă, sunt arestat, sunt la închisoare și așa mai departe, sau cu unul care este dat în urmărire, cu cineva care este în plină ascensiune, o carieră frumoasă, plină de succes și deodată apare un episod în viața acestui om care distruge și dărâmă absolut tot. Tânărul Absalom este încurcat, este în încurcătură, în propriul lui păr, în propriile lui probleme. Acum, bazat pe imaginea pe care David o are despre Dumnezeu, căruia îi este milă de păcătos și silă de păcat, niciodată nu este silă de păcătos. Niciodată lucrul acesta. Nu vom găsi în Sfânta Scriptură.
Spun într-o mică paranteză. Ai lucrul acesta bun, declară cartea Apocalipsei, că urăști faptele nicolaiților. Nu pe nicolaiți, trebuie înțeles. Dar este foarte greu să urăști faptele lui Hitler, dar să nu-l urăști pe Hitler. Acest lucru nu este posibil, omenește, trebuie să fim cinstiți și drepți, dar este posibil dumnezeiești. Tot ce este cu neputință la oameni, Domnul nu te va întreba dacă ai putut să-ți fie milă de păcătos și silă de păcat. Nu te va întreba dacă ai putut să faci așa ceva, pentru că nu ai putut, nimeni, nu pot. Acest lucru e la oamenii cu neputință, așa ceva. Dar Dumnezeu te va întreba, ai cerut ajutor pentru lucrul acesta? Ai dorit așa ceva din toată inima? Nu ți-a dat Dumnezeu putere pentru lucrul ăsta? Aici este punctul de cădere a noastră, a tuturor. Să nu vină nimeni să spună, eu așa sunt eu, așa cred eu, așa văd eu. Niciodată. Întrebarea este, ai venit la Dumnezeu cu această situație? Ai cerut lui Dumnezeu să-ți fie milă de păcătos și silă de păcat și nu te-a ajutat Dumnezeu? E cineva care... Nu, fără îndoială. Aici îl găsim pe Absalom încurcat în păcatele lui, în problemele vieții lui, în propriul lui păr. Acum, împăratul care cunoaște pe Dumnezeu și care are o inimă ca inima după voia lui Dumnezeu, așa scrie în Biblie, om după inima lui Dumnezeu, la aceasta se referă expresia om după inima lui Dumnezeu, înseamnă, literal și deschis, om care a înțeles inima lui Dumnezeu. Acesta e conținutul expresiei om după inima lui Dumnezeu, că sunt unii legaliști printre noi, bine, dar a făcut una și alta, cum e după inima lui Dumnezeu un astfel de om? Nu, de acele lucruri lui Dumnezeu este silă. La omului acestuia Dumnezeu i-a spus ce simte despre ceea ce a făcut el, pentru ceea ce a făcut el, de a spus și ce simte față de el, de cel căzut în așa ceva. Nu arunca în obrazul lui Dumnezeu ceea ce trebuie aruncat în obrazul tău. Acum, mergem aici și observăm că în toată această problemă groaznică a revoltei lui Absalom, care pune în primejdie țara întreagă și viața împăratului și toate, împăratul, după chipul lui Dumnezeu în care crede, are o singură preocupare. Și preocuparea lui este, luați seama fiecare la tânărul Absalom. Ați remarcat, luați seama. Ochii deschiși, atenție și atenție, fiecare, nu există excepție. Păi e pastorul acolo, e comitetul, ei hotărăs. Nu, tu ce ai făcut pentru asta? Păi ei au hotărât lucrul acesta și tu te-ai ridicat și ai spus că nu e bine? Nu, păi da, eu nu vreau să mă pun rău cu nimeni și așa că eu stau în banca mea. Aceasta este lașitate, e mișelie, este trădare. Știți ce citeam undeva? Acești câini muți care sunt în neutralitate într-o criză, acești câini muți, scrie acolo, niciodată nu vor mai ridica glasul în prezentarea sau apărarea adevărului. Au distrus în ei aceasta, deci tu nu ești un nevinovat. De aceea Biblia spune, luați seama fiecare, nu există excepție, nu e nimeni aici sau într-o astfel de situație spectator. No. Luați seama fiecare la tânărul Absalom, nu la ce a făcut tânărul Absalom. Discutăm altă dată, discutăm la tribunal, dar luați seama la el. Trebuie să vă fie milă de el și silă de ceea ce a făcut el. Acum un om aduce raportul generalului Ioab, care era conducător de adunare, aș zice, sau prezbiter, cum aș spune, primul prezbiter într-o biserică, sau prezbiter cu binecuvântare, sau cum doriți să numiți lucrul acesta. El era acesta, îi aduce vestea aceasta. Și îi spune, am văzut pe tânărul Absalom încurcat în crengile stejarului și spânzurat între cer și pământ în propriile lui probleme. L-am văzut acolo. Îi spune prezbiterul, de ce nu l-ai omorât? Trebuie exclus, trebuie executat pe loc. Pe loc trebuie executat. Dacă făceai treaba aceasta, te puneam prim diacon, te făceam mare aici în biserică, îți dădeam un brâu, îți dădeam bani, centură, grade pe umăr, dacă făceai treaba aceasta. Omul acesta spune, eu să fac așa ceva? Tu cum poți să gândești în felul ăsta? Nu ai luat seama tu? Zice, 1000 de sicli de argint dacă mi-ai da, n-aș pune mâna pe omul acela, căci am auzit următoarea poruncă pe care ți-a dat-o ție împăratul. Aceasta este în 2 Samuel 18:12. Tu ai auzit, îi spune acestui conducător de adunare, tu ai auzit ce a zis împăratul, ți-a spus ție personal acest lucru, i-a spus lui Abishai și lui Itai, lua seama fiecare la tânărul Absalom. Știi clar porunca împăratului.
Ai auzit? Și îmi spui mie și versetul 13. Dacă l-aș fi omorât mișelește, mi-a spus cineva, deci au venit în vizită, au fost așa de amabili și l-au felicitat pe băiatul nostru și i-au spus că sunt bucuroși că și-a schimbat cursul vieții și și-a dat seama de rău și de bine și au plecat de acolo și sâmbătă următoare l-au exclus la biserică. Asta au făcut oamenii aceștia. Le-a fost silă de el, l-au exclus, dar mama dumnealui a avut alte explicații, a zice, pentru că noi suntem săraci, dacă eram bogați cum sunt alții, pe al nostru nu l-ar fi atins, dar noi nu avem altă putere. Iubiții mei, ceea ce învățăm în ocazia aceasta trebuie așezat la temelia vieții noastre de credință. Aici este Biserica Domnului Iisus Hristos, nu a lui cutare și a lui cutare. Aici trebuie să domnească principiul lui Iisus. El este acela căruia i-a fost milă de păcătos și silă de păcat. El este acela care ți-a poruncit ție și mie și nouă tuturor să ne fie silă de păcat, dar să ne fie milă de cel căzut în păcat și să distingem între acestea două. Versetul 13, omul care a văzut tânărul acesta încurcat în păcatele lui, spune, dacă cineva ar fi pus mâna pe el, aceasta ar fi o mișelie. Dacă l-aș fi omorât, mișelește, adică ia seama ce faci, dacă lovești pe omul acesta, e o mișelie, pentru că e împotriva voinței lui Dumnezeu. Am văzut un cetățean care se lăuda că a exclus pe fratele lui pentru băutură. Fratele lui și-a ridicat mâna cu... El este cel care a propus, el care a luat votul, l-a exclus pe frate său, pentru că a băut. Niciodată nu l-a întrebat pe fratele lui de ce a băut, care e situația. Păi nu e nicio diferență în cazul ăsta între biserică și poliția de pe stradă, care te oprește noaptea și ce te întreabă? Ați băut? Nu mă întreabă dacă am mâncat, dacă sunt supărat, dacă mi-a murit cineva drag, dacă sunt un om distrus. Nu mă întreabă nimeni. Ai băut? Dacă nu ai băut, dă drumul. Restul nu ne interesează. Oare Biserica lui Dumnezeu este stat polițienesc? Este poliția aceasta care te întreabă ai băut și cum ai băut? Te trage pe dreapta. Omul acesta se lăuda cu excluderea fratelui lui. Așa suferință am avut în sufletul meu zi, dacă era Iisus se întâmpla altfel. Ce să facem? Nici măcar în conștiința noastră nu a fost prezent. Dacă l-aș fi omorât, mișelește. Aceasta e o mișelie, să omori un băiat sau o fată sau pe cineva, pe fiul tău, fiica ta, care s-a încurcat în păcatele vieții. Nu, tu ești chemat acolo să urăști păcatul lui și căderea lui și să iubești și să ai milă de omul acesta. Dumnezeu ne învață ca pe niște copii ai lui și nu cred că este nimeni care ar înțelege greșit așa ceva și nu mă aștept să trimită nimeni comentarii negative pe lucrul acesta. Trebuie să vă mărturisesc că am suferit personal atacuri destul de grele în privința aceasta. Am fost considerat și sunt considerat de către unii oameni ca unul care aș confunda păcătosul cu păcatul sau păcatul cu păcătosul. Și sunt judecat pentru că nu mi-a fost silă și n-am urât pe păcătos. Sunt judecat pentru lucrul acesta. Mulțumesc lui Dumnezeu. Un bătrân m-a prins de guler și mi-a împins mâna în gât aici. Și am stat liniștit. L-am înțeles și pe el. Înțeleg și pe cei care nu înțeleg despre ce este vorba. Dar noi nu luăm tonul vieții de la oameni. Nici măcar de la o biserică acționând în felul ăsta. Ci noi luăm tonul vieții de la Domnul vieții. El ne-a dat tonul acesta și El ne-a spus să avem milă de păcătos și silă de păcat. Când Ioab îl ascultă pe omul acesta care îi aduce aminte, împăratul a vorbit cu tine, ți-a spus despre ce este vorba, ai înțeles, știi ce ai de făcut, e o mișelie să omori pe băiatul ăsta, să-l dai afară, este o mișelie să faci lucrul ăsta. Atunci Ioab, dându-și seama că îi învingea conștiința, încet începea să se convingă, nu cumva să ajungă convins de lucrul acesta, așa cum scrie cuvântul lui Dumnezeu, din fățărnicie refuză să mă cunoască. Pentru că știe că dacă m-ar cunoaște, ar fi cazul să recunoască diferența între felul cum gândim noi ca oameni și cum gândește el. Și atunci, în versetul 14, spune, nu voi zăbovi atâta cu tine. Și a luat 3 săgeți în mână și le-a înfipt în inima lui Absalom, care era încă plin de viață în mijlocul stejarului. Am auzit bine aceste cuvinte.
Știți cu ce speranță aduc totdeauna cuvântul înaintea fraților mei și a familiei mele creștine. Aduc cu speranța că voi veți duce acest cuvânt până la capăt. Voi veți lua timp. Eu nu am decât foarte puțin timp la dispoziție acum. Dar voi veți lua timp. Veți citi episodul acesta. Veți înțelege mult mai mult decât putem vorbi noi astăzi. Ioab a zis, nu voi zăbovi cu tine, și a înfipt 3 săgeți în inima acestui tânăr, care era încă plin de viață în mijlocul stejarului. Nu s-a încheiat aici. 10 tineri au votat cu acest conducător de adunare. 10 tineri care duceau armele lui Ioab au înconjurat pe Absalom, l-au lovit și l-au omorât. Scrie versetul 17 că după ce l-au omorât, l-au dus într-o groapă mare în mijlocul pădurii și au pus peste el o grămadă foarte mare de pietre, încercând să acopere ce au făcut ei în adunarea lor administrativă, se numește. Au încercat să acopere cu pietre. Nu se acopere cu pietre așa ceva. Așa ceva rămâne, pentru că în versetul 18, cuvântul lui Dumnezeu scrie că Absalom, pe când trăiam, a ridicat un stâlp de aducere aminte și care se numea după numele lui, stâlpul lui Absalom, și este acolo până în ziua de astăzi. Cumva, biserica sau familia ta este plină cu stâlpi de aducere aminte ale cuiva care nu mai este din mâna ta, au ridicat mâna, din mâna ta este lucrul ăsta, da? Există acești stâlpi de aducere aminte, ai vreun astfel de stâlp de aducere aminte în conștiința ta? E cineva undeva care a căzut sub votul tău sau sub decizia ta, în timp ce Dumnezeu ți-a spus să urăști păcatul, dar să-l iubești pe omul acesta? Să-ți fie silă de păcat, dar să-ți fie milă de omul acesta. Știi bine, ai pe cineva pe conștiință? Eu nu cred că este cineva liber. Personal, nu am exclus pe nimeni niciodată. Știu că s-au retras oamenii, m-am sfătuit cu ei, am discutat într-un fel sau altul. Dar știu lucrul acesta, însă niciodată nu m-aș considera nevinovat în privința aceasta. Sigur undeva, printr-o predica mea, printr-un gest al meu, prin ce am făcut, sigur undeva am tăiat un suflet, am rănit pe cineva, cineva a căzut jos. Din mâna mea, din votul meu, m-am asociat într-o cauză care nu era cauza lui Dumnezeu. Sigur sunt vinovat. Și cu această ocazie vin înaintea lui Dumnezeu și a fraților și a familiei mele și mărturisesc căderea. Nu am semănat cu Domnul în toate aceste împrejurări. Știu, eu mă rog pentru lucrul acesta și aș vrea să-l trăiesc și l-am așezat înaintea studenților, înaintea bisericilor, oriunde am avut ocazia aceasta. Și îl voi continua să așez pilda lui Dumnezeu, că așa spune Sfânta Scriptură, urmați pilda lui Dumnezeu, nu pilda oamenilor care. Am întâlnit 2 persoane în vârstă, o doamnă și un domn, separat i-am întâlnit. Și mi-au spus că din tinerețea tinereților n-au mai călcat în biserică. De ce? Ziceam, venit azi că m-a trimis o prietenă. De ce n-ați mai călcat? E greu să vă povestesc ce s-a întâmplat sub mâna unei doamne de la biserică. M-a verificat acolo într-o cameră. Nu pot să povestesc. Am plecat de la biserică definitiv. Acum am venit aici pentru că mi-a spus o prietenă să vii. Tare bine îmi pare că am venit. Și am spus lucrurile acestea cu privire la Dumnezeu, nu confunda pe Dumnezeu cu oamenii lui Dumnezeu. Nu. Nu confunda pe acest conducător de adunare cu acela care este capul bisericii, Hristos Iisus. Nu confunda lucrul acesta. Nu judeca pe Iisus pentru ceea ce fac oamenii lui Iisus. Pentru îi tai urechea omului acelui. Lucrul ăsta nu reprezintă pe Iisus, ci când Iisus ia urechea și o pune înapoi omului aceluia, unde fratele a considerat că e cazul să-l taie, acel lucru reprezintă pe Iisus. Trebuie să distingem foarte clar și foarte bine. Atât de mulți oameni sunt potigniți din cauza că au confundat pe Dumnezeu cu oamenii lui Dumnezeu. Nu este cazul. Ce ți s-a întâmplat ție este din mâna oamenilor. Dacă Dumnezeu ar fi fost respectat, niciodată nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta. Ce a spus lui Samuel, aceea spune și ție, nu pe tine te-a batjocorit, nu pe tine te-a îndepărtat, ci pe mine, spune Domnul Hristos. Mai întâi n-a ascultat de mine, a călcat în picioare cuvântul meu. Și stâlpul acesta de aducere aminte este pentru noi o chemare la pocăință, pentru felul cum am tratat pe tânărul încurcat cu
în crengile stejarului, în propriile lui păcate. Și dacă lucrul acesta și bunătatea lui Dumnezeu nu ne îndeamnă la pocăință, nu rămâne altceva, nu rămâne o altă jertfă pentru păcat. Observați că vin aducătorii de vești, dau telefoane, ați auzit cu tare și transmite vestea într-o parte, într-alta. Unul chiar nu mai are răbdare, îi sfârie călcâiele și vrea neapărat să meargă. Ahimați, el vrea să meargă cu orice echipă, îi sfârie călcâiele să ducă vestea bună că a fost dat, a fost omorât băiatul ăsta, gata, mare succes. Acesta este succesul lui Dumnezeu? Aceasta e biruința lui Dumnezeu? Este aceasta ceea ce a poruncit împăratul în numele Domnului? Este acesta chipul lui Dumnezeu în noi, în om? Se grăbește să ducă vestea bună. Împăratul nu are nicio întrebare cu privire la trecutul lui Absalom, cu privire la revolta lui și nu are nicio întrebare. El are o singură întrebare. Dumnezeu are o singură întrebare pentru tine, biserică, și pentru noi, pentru fiecare parte. Tânărul este bine? Este bine tânărul Absalom? Este bine sănătos? Versetul 32. Împăratul a zis, tânărul Absalom este bine, sănătos, atât, nu vrem să știm altceva. Ce fel de operație este aceea în care pacientul a murit? Ce fel de lucrare este aceasta? Ce fel de medicină este aceasta? Care a murit din cauza operației? Se întâmplă nenumărate cazuri din naturale, justificate, dar din ce fel de operație este aceea, operație de succes în care pacientul a murit? Operație executată, dar pacientul... Când a auzit, împăratul scrie, versetul 33, s-a cutremurat. De ce? Pentru că oamenii aceștia au înțeles atât de greșit pe Dumnezeu și atât de greșit pe împăratul. Atât de greșit au înțeles, pe dos. Îngăduiți-mi să vă spun că eu nu cred că au înțeles greșit. Personal, eu cred că s-au revoltat. Personal, cred că sunt de tipul prorocului Iona, care i-a spus în fața lui Dumnezeu, nu-mi place de tine, nu-mi place de felul cum gândești, nu-mi place de nimic, nu-mi place de tine, am altfel de suflet, eu aș fi vrut să-i ștergem într-o clipă de sub cerul, să coboare foc din cer, să nu rămână unul după mine. Și Domnul a spus, zice, nu, uite, tu ești un om milos, dar tu ai milă de plante, în schimb, nu ai milă de oameni, cum se întâmplă astăzi cu politica în lume. Oamenii sunt sacrificați pentru ceea ce noi numim curcubetele lui Iona. Dumnezeu întreabă, ești un om milos, însă tu ai milă de plante, nu de oameni. Și eu sunt milos, dar eu am milă de Dumnezeu întâi și de plante după aceea și la locul lor. Este o plantă care nu te-a deranjat nici cu apariția, nici cu dispariția. Nu a fost legată de tine. Aceasta este o lucrare la care tu nu poți să intervii, indiferent ce ai face tu. Dar n-ai ținut seamă de oamenii la care eu te-am trimis? De care te-am trimis să asculți, n-ai ținut seama nicio clipă de oamenii aceștia. Împăratul se cutremură și pe când merge striga, fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău? Acestea sunt cuvintele lui Iisus. Cum n-am murit eu în locul tău, Absalom, fiul meu, fiul meu? Acesta e Domnul. Acesta este un om care a înțeles pe Dumnezeu și a înțeles inima lui Dumnezeu. În ziua aceea, biruința s-a prefăcut în jale pentru tot poporul. Aceasta nu este o biruință, nu este o reușită, nu este o administrație aceasta. Aceasta este o cumplită înfrângere. Întrebați Sinedriul, când pierdeau cazul unui om condamnat la moarte, rămâneau câte 3 zile fără apă și mâncare de suferință că au pierdut cazul acesta. Poporul a intrat în cetate pe furiș. Nu te lauzi că ai exclus pe fratele tău. Fiica mea îmi spunea că a avut o discuție cu cineva dintre noi și acesta i-a povestit cum a venit la biserică o tânără cu ruși pe buze. Și atunci dumnealui a observat primejdia pentru Biserica lui Dumnezeu și s-a dus la ea și a spus direct în inimă 3 săgeți. Și spunea dumnealui fiicei mele, niciodată n-a mai călcat pe acolo femeia. Și fiica mea a înghețat și i-a spus, zice, și vă lăudați cu așa ceva? Adică puteți să povestiți așa ceva? Nu pot să cred că un om poate să povestească așa ceva. Aceasta este o biruință. Poporul a intrat în cetate pe furiș. Ucigașul acesta, un conducător de adunare cu 3 săgeți în mână, care a tras în inima acestui tânăr,
îi se adresează lui David în versetul 5 din capitolul 19, acum 2 Samuel 19. Tu acoperi azi de rușine fața tuturor slujitorilor tăi. Ce rușine că tu plângi faptul că a fost pierdut un tânăr din adunarea noastră. Ce rușine, îți e rușine să plângi pentru așa ceva, pentru oamenii aceștia. Versetul 6. Tu iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubesc. Căci arăți astăzi că pentru tine nu sunt nici căpetenii, nici slujitori. Și acum văd că dacă ar trăi Absalom și noi toți am fi murit în ziua aceasta, lucrul ăsta ți-ar fi plăcut. Ce greșit a înțeles omul acesta. Da. Totdeauna satana a divizat biserica, unii împotriva altora, oameni buni, împotriva unor oameni buni. Iubiții mei, David nu avea măsuri, dar poate să moară toată lumea, dar să trăiască fiul meu. Nu, David a spus la toată lumea, fiecare dintre voi aveți grijă de tânărul Absalom. Deopotrivă, dorind să vadă bine pe toată lumea și pe fiul lui Absalom, la fel. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru. Acesta este Mântuitorul nostru. Și vin din nou la tine, dacă ți-a fost inima rănită, tăiată, zdrobită, călcată în picioare, indiferent prin ce ai trecut vreodată din mâna oamenilor, nu uita, pe oamenii aceia nu i-a trimis niciodată Dumnezeu, deși ei au acționat în numele lui Dumnezeu. Or să răspundă la întrebarea aceasta. Dar tu, ațintește-ți privirea la Domnul nostru Iisus Hristos, să ne uităm țintă la El. Blestemat este omul care se uită la oameni și se încrede în muritor. Binecuvântat este omul care se uită la Domnul și se încrede în El. Te îndemn din adâncul sufletului meu. Ridică-ți ochii și uită-te la El, privește la El, uită-te țintă la El. Te îndemn din toată inima să te întorci la El. Nu înseamnă că răul e bine și binele rău, niciodată. Acestea rămân ceea ce sunt. Înseamnă că am încredințat răzbunarea și judecata celui în care am încredere. Știu că el va face dreptate. Omul care nu are încredere în judecător se răzbună singur sau reacționează singur. Cel care are încredere în decizia judecătorului stă liniștit pentru că Domnul știe cum să aibă milă de păcătos și silă față de păcat, dar noi riscăm să confundăm lucrul acesta. Dacă suntem astăzi în credință, suntem pentru că Domnul, El însuși, a avut milă de noi și silă de păcatul nostru. Acest lucru să-l facem la rândul nostru cu cel de lângă noi, către care suntem datori cu același fel de dragoste. Cum v-a iertat Hristos pe voi? Nu cât, atenție, cum v-a iertat Hristos pe voi? Adică având milă de păcătos și silă față de păcat. Cum v-a iertat Iisus pe voi? Așa să vă iertați voi unii pe alții și Dumnezeu să ne ajute. Tată, aceasta e rugăciunea noastră. Știi că este o stâncă pe care nu putem să ajungem singuri, nici nu încercăm. Dar avem încredere mare în Tine, Doamne, Dumnezeul nostru, că Tu vei duce la bun sfârșit ce ai început în noi. Și nu numai ocazional, ci totdeauna Duhul Tău, Doamne Iisuse, va trăi în noi și ne vei ajuta întotdeauna să avem milă de cel care cade în foc și silă de păcatul lui. Îți mulțumim din adâncul sufletului și te binecuvântăm în veci de veci. Amin.